În data de 5 noiembrie a avut loc la Sibiu concertul de muzică sacră El e Domnul, susținut de corul Bisericii Adventiste din Craiova. S-a creat astfel oportunitatea ca în centrul orașului Sibiu, la Catedrala Bisericii Evanghelice, Cuvântul lui Dumnezeu să fie împărtășit cu cetățenii și turiștii interesați. Ce v-a determinat să alegeți Sibiul ca locație pentru concertul acesta? Trebuie să mărturisesc că eu sunt legat de Sibiu într-un mod aparte, în sensul că mama mea locuiește aici și venim de mult la Sibiu, iar Sibiul este drag nouă și mie în mod deosebit. Cei care sunt în cor și dirijoarea și alți prieteni de-ai mei, de asemenea, sunt apropiați de Sibiu. Este cred a treia oară când venim și cântăm aici, dar în acest loc. În primul rând ne-am propus să-L onorăm pe Dumnezeu. Acest concert a fost pentru El. Pentru ce face pentru noi, pentru ce a făcut pentru noi și pentru ceea ce este El. În al doilea rând ne-am propus ca cei care ne ascultă și ne-am bucurat că a fost sala plină în această seară, să se apropie mai mult de El, să-L cunoască mai mult pe El și să aibă un moment de bine și de frumos în viața lor. Cum ați descrie experiența trăită astăzi aici? A fost o experiență sacră, o muzică deosebită care ne-a umplut sufletul de bucurie și ne-a apropiat de Iisus Hristos și Tatăl Ceresc. Ce v-ați propus să realizați prin concertul acesta? Am simțit faptul că invitații din sală au fost atinși și că l-au simțit pe Dumnezeu aici prezent cu noi. Apoi este vorba de o provocare, pentru că este prima dată când cântăm și când dirijez într-o astfel de locație și a fost pur și simplu bucuria de a cânta și noi suntem încântați să cântăm de fiecare dată și atunci și acesta a fost încă un aspect. Care a fost titlul concertului de astăzi și de ce ați ales acest titlu? Titlul concertului a fost El e Domnul. Am ales titlul acesta în primul rând pentru că, pe lângă melodia deosebită, are și un mesaj cu care ne identificăm și pe care vrem să-l aducem cumva în centru, și anume Hristos este totul, El este Domnul și pe El vrem ca să-L înălțăm. Și de aceea am ales ca titlul al concertului aceste cuvinte deosebite. A fost o experiență glorioasă, aș putea spune, în această catedrală extraordinară, o acustică deosebită, așa o atmosferă cerească și chiar îi auzeam pe colegi, pe coriștii, după ce am încheiat, spunând la un moment dat cineva, dacă așa este în cer, vreau neapărat să fiu acolo. A fost o experiență cu adevărat deosebită. Îi mulțumim Domnului pentru asta și El să fie lăudat pentru tot.